Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Memento. Eu sunt Lavinia, iar în minutele ce urmează o să vă spun care sunt cele mai importante evenimente ce vor avea loc în perioada următoare în județul Suceava. Vineri 10 mai, începând cu ora 21, la Talcio Cultural din Suceava, va avea loc un concert al trupei Diesel. Intrarea se va face pe baza unui SMS cu textul Diesel trimis la numărul de telefon 0755-222-880. Tariful SMS-ului este normal, fără suprataxă. Vineri 10 mai, începând cu ora 21, pe strada Ștefan cel Mare, vis-a-vis de Palatul de Finanțe, se va deschide cafeneaua Zoom, eveniment ce va fi marcat printr-un recital de muzică live cu trupa Four and a Half. Participarea la acest eveniment este gratuită. Vineri 10 mai, începând cu ora 21.30, la Pub Delirii din Suceava, va avea loc evenimentul intitulat Russian Night al artistei Tania Popa and Band. Prețul unui bilet de intrare la acest eveniment va fi de 30 de lei. Sâmbătă 11 mai, începând cu ora 21, la Pub Oscar Wilde din Suceava, va avea loc un recital al renumitului țambalist Marius Mihalache. Prețul unui bilet de intrare la acest eveniment va fi de 20 de lei. Joi 16 mai, începând cu ora 21, la Talcioc Cultural din Suceava, va avea loc un concert susținut de Terry Lee Burns. Acesta a susținut concerte împreună cu artiști precum John Lee Hooker și David Frizzell și a interpretat diverse genuri muzicale, de la blues și rock până la bluegrass. În prezent, în Europa, desfășoară circa 100 de concerte anual. Participarea la acest eveniment este gratuită. În perioada 17-19 mai, între orele 10 și 18, Shopping City Suceava vă invite la cea de-a 16-a ediție a Târgului Bucovina Construct, Imobiliare și Expo Garden. Pe perioada târgului va avea loc și un forum economic național aflat la a 5-a ediție, unde se vor purta discuții atât despre problemele actuale ale acestui sector industrial, cât și despre potențialele soluții pentru un succes cât mai mare în acest domeniu. Participarea la acest eveniment este gratuită. Duminică 19 mai, începând cu ora 12, în incinta Shopping City Suceava va avea loc vernisajul expoziției TAG, Sacru și Profan. Expun Ana Maria Ovadiuc, Andreea Stella Juduc, Cristina Iacob, Polina Celac, Carmel Georgescu și alții. Evenimentul este organizat de Asociația de Artă Nicolae Tonița, iar participarea este gratuită. Marți 21 mai, începând cu ora 18.30, Casa de Cultură Suceava vă invite la un nou concert simfonic susținut de Filarmonica de Stat Botoșani. Dirijor Mihail Secichin, soliști Eduard Brânziler, clarinet, Natalia Manciu, oboi, Eugen Toboș, chitară, Ionuț Cosma, trompetă, Emilian Clipa, clarinet, Andreea Burda, oboi și Mihail Ciprian Reuț, vioară. Din păcate, până în acest moment, organizatorii nu au anunțat care va fi prețul unui bilet de intrare pentru acest eveniment. Vineri 24 mai, începând cu ora 20, la Casa de Cultură Suceava va avea loc spectacolul Revista Revistelor, prezentat de Teatrul Constantin Tănase București. În distribuție, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Naile Zărescu, Vasile Muraru, Cristina Stamate și alții. Prețul unui bilet de intrare la acest spectacol variază între 60 și 100 de lei, în funcție de locul în sală. Acestea sunt unele dintre cele mai importante evenimente care vor avea loc în următoarele zile în județul Suceava. Pentru o listă completă a acestora sau alte informații suplimentare, vă invit să consultați ghidul online orasulsuceava.ro, unde în fiecare săptămână puteți regăsi și Memento, calendarul vostru de evenimente. Eu sunt Lavinia și vă doresc să aveți o zi excelentă!